În prag de sărbători și politicienii s-au gândit la o surpriză inedită pentru cei mici. Aproape 2000 de copii din țară și nu numai au sărbătorit ziua lui Moș Crăciun la Senat. Cu această ocazie s-au cântat colinde, iar cei mici au primit daruri. Peste 2000 de copii din întreaga țară din Republica Moldova, dar și cei ai familiilor de refugiați din Ucraina, au călcat pragul Senatului să se bucure de ziua lui Moș Crăciun printre politicieni. Profitați de magie, profitați de Moș Crăciun, care la sfârșit o să vă dea foarte multe cadouri, și profitați să vă bucurați alături de noi de ce e mai frumos la final de an, sărbătorile de Crăciun. Și haideți să îmi permiteți să vă urez un sfârșit de an bun, să-l aplaudăm pe Moș Crăciun că e senatul României azi. Naur, ne bucurăm pentru Moș Crăciun, mulțumesc tuturor din suflet. Haideți să începem cu atmosfera de Crăciun. Cu această ocazie, mai multe coruri, ansambluri populare și artiști au interpretat colinde, au dansat și au susținut recitaluri de poezie. Cei prezenți la eveniment s-au bucurat și de un scurt tur al Palatului Parlamentului, dar și de numeroase cadouri.